Dragii mei, sărbătoarea de astăzi își are originea în Cartea Sfântă și e foarte important tot ce facem în casa lui Dumnezeu să aibă un suport biblic. Ca atare, ceea ce facem noi, ori făcut și alți înaintași înaintea noastră și au adus aminte, pietre de aducere aminte, de hotar. Când pe de o parte s-au uitat retrospectiv în urmă la ceea ce a fost, la momentul inițial al pornirii, și apoi, în asemenea momente, este foarte important să ne și verificăm noi, care suntem aici, uitându-ne în urmă unde am ajuns și apoi cu tot elanul și cu toată inima să putem păși înainte. Mă gândeam în această zi și eu, așa cum amintea fratele Evald, în 77, când am venit aici prima dată și mi-am descoperit aici partenerul de viață, soția, darul lui Dumnezeu, care a fost cu adevărat un dar binecuvântat, mi-am adus aminte de frații lucrători și după ce ne-am căsătorit, un an de zile am fost aici membru în biserică și ce să spun, că frații au fost binevoitori, într-un fel dânsii m-au propulsat, în sensul că m-au pus mereu la amvon ca să predic Evanghelia și m-au încurajat într-un fel. Apoi când m-am întors din nou la Micălaca, la biserica de care aparțineam, de unde eram la origine, frații au aflat acolo că deja predic și în continuare m-au încurajat în această lucrare. Am simțit întotdeauna chemarea, dar am așteptat așa momentul, ca și alții să fie și un lucru din exterior, nu numai din interiorul meu. Eu vreau ceva din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu în această zi pentru noi, pentru Biserica din Șoimoș. Am o plăcută aducere aminte despre Șoimoș. După căsătorie, ani de zile, chiar după ce ne-am mutat la Arad, un an am stat aici, apoi ne-am mutat acolo, îi spuneam soției, uite, mergem la Șoimoș. În fiecare sâmbătă veneam la Șoimoș în primii ani. Și întotdeauna a fost o bucurie, am venit cu bucurie și cu toată inima, cu inima deschisă. Întotdeauna m-am bucurat aici, în biserica din Șoimoș. Și aș vrea să spun pentru cei din Șoimoș să nu uite, Dumnezeu nu ignoră, nu disprețuiește începuturile modeste, slabe, dimpotrivă le binecuvintează. Acelea sunt binecuvântate de Domnul. Mă gândeam aici starea inițială, de unde a pornit biserica și unde a ajuns. Acum, pentru noi care suntem prezenți aici, să nu uităm, noi am primit o zestre din partea înaintașilor noștri. E foarte important această zestre să o putem transmite, să o ducem mai departe, asta e foarte important. Sigur, e foarte importantă și Apostolul Pavel spunea cu privire la crucea Domnului, spunea așa, El nu vrea altceva să se laude decât cu crucea Domnului, prin care El este mort față de lume, răstignit față de lume și lumea față de El. E adevărat, Domnul Iisus spunea acolo în Matei capitolul 16, adevărat vă spun că dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, foarte important, lepădarea de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, spune în Evanghelia după Luca, și să mă urmeze. Deci crucea, prin definiție, înseamnă o cară. Crucea înseamnă dispreț, înseamnă batjocoră. Domnul Iisus a fost disprețuit de cei din neamul lui chiar, din vremea lui, a fost neînțeles. A accepta crucea nu e o problemă simplă, e o problemă destul de spinoasă. Că asta înseamnă să accepți ostilitatea celor din jur și chiar din partea familiei tale. De aceea spune Biblia, de altfel toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, disprețuiți, batjocoriți. Deci crucea prin definiție înseamnă ocară, înseamnă dispreț. Ori noi suntem chemați să acceptăm această ocară din partea celor din jur. Eu în continuare aș vrea în această zi să mă ocup să câteva lucruri, zestrea aceasta care e foarte importantă, pe care o avem din partea Domnului. Din partea Domnului, o găsim la biserica primară, în Cartea Sfântă. Apoi biserica de aici, mă gândeam printre altele, spuneam fratelui Moise, pepiniera bisericii pentecostale, în mod special, la început, a fost biserica baptistă și apoi, sigur, biserica tradițională, biserica istorică, bisericile istorice. La ora actuală, pepinierea, în general, sunt copiii noștri, familiile noastre. Ceea ce aș vrea însă să nu uităm, există o zestre care e foarte importantă să o păstrăm. Dacă asta o pierdem, sigur, Domnul spunea, pe astea faceți-le, sunt foarte importante. Toate sunt foarte importante și toate sunt frumoase la locul lor.
Dar să nu uităm că există și pe celelalte, zice, nu le lăsați nefăcute. Deci dacă partea cealaltă o uităm, și nu trebuie să o uităm, am pierdut totul în final. De aceea, până aici v-ați luptat, Doamne ajută-ne să luptăm în continuare. Să nu uităm că există o zestre reală, adevărată, spirituală. Și aici eu vreau să amintesc câteva din aceste lucruri foarte importante, din această zestre. Primul lucru, să nu uite biserica din Șoimă, să nu uităm cu toți cei prezenți, să nu uităm și să se păstreze sfințenia. Foarte important. Biblia spune în Psalmul 93, versetul 5, sfințenia este podoaba casei mele pentru toate timpurile cât vor ține veacurile. Noi știm că există catedrale la ora actuală, dar fără nicio slavă, pentru că ori pierdut sfințenia. Sfințenia e foarte importantă. Deci sfințenia trebuie să fie la baza casei lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus acest lucru. Deci este foarte important să se păstreze sfințenia. În Roman 12, cu 1, de la 1 și 2, la fel este consemnat această stare de sfințenie. Apoi, în Cartea Tesalonicenilor, capitolul 5, versetul 23, spune acolo, printre altele, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, trupul, duhul și sufletul vostru. Să fie sfințite, întregi, păstrate, până la venirea Domnului Iisus. Aș vrea să nu uităm, biserica reală din Șoimoș sunt totalitatea credincioșilor din biserică. Deci, dacă noi, personal, fiecare dintre noi, nu avem acest standard, această ținută înaltă, dacă nu ne păstrăm sfințenia, am pierdut valoarea, zestrea. Știți că tânărul bogat din Luca și din Evanghelia după Marcu și din Evanghelia după Matei, în toate cele trei evanghelii, o venit de la Domnul și printre altele a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? El avea o zestre. Știți care era zestrea lui? Zestrea lui era, pe de o parte, starea lui de moralitate, era moral, avea un standard înalt moral. Un al doilea lucru, vis-a-vis de zestre, el era un fiu al lui Avram. Era un descendent din Avram. Se bucura, sigur, era un privilegiu. Și un al treilea lucru, el avea așa o moștenire de la părinți. Era fariseu, era un fruntaș, avea o zestre. Dar el o realiza la un moment dat, pentru că a fost sincer, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum, dacă ai aceste trei lucruri, nu sunt suficiente? Nu sunt suficiente. Și Domnul i-a spus, ceea ce trebuie este să vii după mine. Dar ca să vii după Domnul, Biblia spune, dacă cineva nu se leapădă de tot ce are, dacă nu renunță la eu-ul lui și nu se coboare, nu-l poate urma pe Domnul, nu-l poate înțelege. Domnul i-a spus lui Nicodim, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția. Vreau să spun că ca să vezi împărăția și sfinții lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou, altfel nu vezi. Apoi Domnul continuă și spune lui Nicodim în versetul 5 din capitolul 3 din Ioan, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în această împărăție. Deci e foarte importantă această stare, zestrea este Domnul Iisus Hristos și prin El se primește răspuns și prin El noi suntem înnobilați și împliniți spiritual. Primul lucru pe care îl primim prin El, nu suntem numai morali, ci suntem și spirituali. Ca să fii spiritual, neapărat trebuie să și necondiționat trebuie să-L ai pe Domnul. Ca să ai standardul de neprihănire, trebuie să fii un standard de neprihănire. Un al doilea lucru, ca să nu e suficient să fii numai un fiu al lui Avram, adică un fiu al bisericii de aici, din Șoimoș. Neapărat, ca să fii un fiu al lui Dumnezeu, trebuie să fii și fiul lui Dumnezeu, trebuie să-L primești pe Domnul Iisus. Altfel nu poți să fii un fiu al lui Dumnezeu. Și un al treilea lucru, putem avea o zestre. Eu mă gândeam de multe ori la multe lucruri frumoase de aici din biserică, de la noi de bunoară și din alte locuri. Ei, toate sunt bune, dar dacă nu avem cealaltă zestre, noi nu putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci ca să moștenim să fim fii înfiați, trebuie să fim înfiați, trebuie să fim răscumpărați și trebuie să-L păstrăm pe Domnul. Deci să nu uităm să se păstreze sfințenia, care este problema numărul unu. Un al doilea lucru, să se păstreze rugăciunea, o altă zestre. Știți ce spune Biblia? Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. O casă de rugăciune, înainte de orice altceva. Aici noi venim să ne rugăm, să comunicăm, să-i spunem lui Dumnezeu problemele noastre. Un Dumnezeu care se pleacă, un Dumnezeu care își pleacă urechea. De aia spune, cel ce a întocmit urechea s-ar putea să nu audă în Psalmul 94.
Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă, păi el ne vede. Ca atare, în mod special, sigur, noi ne rugăm nu numai aici. De-aia Biblia spune, când vorbește de rugăciune, să ne rugăm în orice loc. În orice loc, în tot timpul. Dar în mod special, când ne adunăm aici, în mod plenar, cu toții, frate Evald, aici noi ne rugăm. Aici noi ne rugăm, nu numai ne rugăm, dar și ne rugăm în primul rând și spunem lui Dumnezeu și îl înălțăm pe El prin rugăciunile noastre și îl glorificăm pe El. Deci rugăciunea este o problemă foarte importantă, cum spune în cartea lui Isaia, capitolul 5, 6 cu 7. Apoi un al treilea lucru, să se păstreze adevărul. Adevărul. Adevărul unde îl găsim? Aici în Biblie, în Cartea Sfântă. Domnul Iisus spunea în Ioan 14, eu sunt calea, adevărul și viața. Vreau să spun, când s-a pierdut adevărul la nivelul unei biserici locale, spune, voi veni și îți voi lua sfeșnicul din mijlocul tău și vei rămâne cu nimic. Că ceea ce avem noi ca oameni sunt lucruri pământești, lucruri care ne aparțin nouă, trecătoare. Ele nu au o valoare veșnică, numai în contextul în care sunt înnobilate de celelalte care au o valoare veșnică. Adevărul este extraordinar, adevărul este aici, în Cartea Sfântă. Citind zilnic, de aia Biblia ne provoacă cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Prin El, prin Domnul Iisus, pentru că toată Scriptura îl scoate în evidență de altfel pe Domnul Iisus Hristos. Biblia spune în Cartea Colosenilor că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. În cine? În Domnul Iisus Hristos. De aceea aș vrea adevărul acesta să rămână aici cu prioritate. Îmi place să spun, Domnul, vedeți, toți avem locurile noastre. Ce frumos, te uiți la orchestră, la cor, te uiți la tineri, la bătrânii bisericii, la lucrători, toți au locurile lor. Dar vreau să vă spun că și Domnul are locul lui. Locul lui nu poate fi înlocuit de nimeni. Nimeni nu-l poate înlocui pe Domnul. Pe noi ne pot înlocui alții. Oricând și Domnul are alții dacă nu suntem noi. Dar când e vorba de El, nici pe departe. Când El nu mai este, nu mai este nimic, a rămas doar o formă. Și Domnul spune, nu numai o formă de evlavie, ci El dorește evlavia adevărată să fie aici. Și El este evlavia întruchipată. De aceea doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim adevărul Lui. Să reprezentăm adevărul Lui în lumea aceasta trecătoare. Un al patrulea lucru, să se păstreze neprienirea, o stare de neprienire. Vreau să spun, Biblia spune în Ioan, capitolul 5, versetul 20, în Matei 5, cu 20. Spune acolo, printre altele, cuvântul foarte interesant, adevărat vă spun că dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Putem face multe, dar dacă nu depășim, dacă nu ajungem la acest standard, are Domnul un standard, un etalon de comparație, o ștachetă pentru noi. Ori Biblia spune că Domnul a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Neprihănirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Primindu-L pe El în viața noastră, suntem neprihăniți înaintea celui preanalt. Dar această statură și acest standard trebuie să-L păstrăm. Să ne păstrăm această ținută de neprienire și la nivelul bisericii din Șoimoș, Dumnezeu să ne ajute. Apoi un al cincilea lucru, să se păstreze smerenia. Smerenia e foarte importantă, are un rol extraordinar, toate sunt foarte importante. Când vorbim de zestrea spirituală pe care o găsim în Biblie, în Cartea Sfântă, Domnul spunea, veniți și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ce frumos spune Petru în epistola lui, în prima epistolă, capitolul 5, versetul 5 și 6. Spune acolo, astfel, dar tinerilor, să fiți împodobiți cu smerenie, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Și căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smerenia, cine se coboară, se smerește, îl recunoaște pe Dumnezeu și își vede nimicnicia și micimea lui, acela, sigur, pe acela Dumnezeu îl înalță. Și noi dorim în ziua aceea Dumnezeu să ne înalțe. Aici, vis-a-vis de Domnul, spune Biblia printre altele, pentru că s-a smerit și s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte. Domnul l-a înălțat, stăpânul Universului, Tatăl, l-a înălțat nespus de mult. Biblia spune, dacă și noi ne vom smeri ca și El, vine ziua când și El ne va înălța. În ziua aceea și El atunci ne va recunoaște ca și copiii ai Lui. Și în ultimă instanță, un al cincilea lucru, un al șaselea lucru,
să se păstreze rânduielile din biserică. Să nu uităm, în biserica Domnului sunt rânduieli. Și Biblia spune, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi. Biblia vorbește de bunoară de Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan Botezătorul. Spune Biblia, erau neprieniți, păzeau fără pată toate rânduielile și toate lucrurile care erau prevăzute în lege, în cuvântul lui Dumnezeu. E foarte importantă rânduiala. Rânduiala aceasta pe care o are Domnul în cuvântul Lui și apoi rânduiala care există la nivelul bisericii. Eu doresc pentru biserica din Șoimoș, Dumnezeu să aducă încă multe suflete aici. Iar pe cei ce sunt să-i ajute Domnul să fie o lumină aici, să-L poată reprezenta cu demnitate pe Cel ce este stăpânul și capul bisericii. Stăpânul și capul bisericii, marele păstor, păstorul păstorilor, este Domnul Iisus Hristos. El să rămână Domn și stăpân în viețile noastre ale tuturora. Amin.